Deci se poate. Fraților, îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ziua de azi. Eu am venit cu bucurie. Și credeți-mă că trăiesc bucuria asta, cum am spus de altă dată, perioada cât am slujit aici, a rămas în viața mea o perioadă frumoasă. O consider o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu. Voi citi câteva versete, de fapt sunt timorat de două versete, vă rog să vă ridicați în picioare și apoi vă veți așeza. Iosua, capitolul 24, versetul 14 și 15. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților și la căror țară locuiți, cât despre mine. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locul. Lângă ce a spus fratele ca, să zic, condiții să le numesc de binecuvântare, vreau să mai spun și eu una. Apoi voi intra în temă. Consider o binecuvântare când ești într-o biserică unde se trăiește pocăința, unde este Dumnezeu prezent, unde Dumnezeu lucrează. Dar lucrurile acestea depind de noi, fraților. Se spunea aici că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, dar este și un Dumnezeu milos. Dacă ar fi doar milos, eu așa înțeleg lucrurile, n-ar mai trebui ziua de judecată. Mila Lui e așa de mare, bunătatea Lui, dragostea Lui, i-ar mântui pe toți oamenii. Dacă ar fi doar bunătate, dacă ar fi doar dreptate, atunci nimeni n-ar avea mântuire. Pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Dar Dumnezeu lucrează și în bunătate, dar lucrează și în dreptate. Slăvit să fie El. Când privește despre biserică, am un sfat și vă încurajez și vă îndemn, fraților, trăiți pocăința în biserică. Și cel mai mult, puneți accent pe legătura asta frățească. Filipeni, capitolul 2, spune Pavel, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este ceva în dragoste, faceți-mi bucuria asta de plină și aveți o legătură, un suflet, un gând. Să nu faceți nimic din duh de ceartă, din slavă de șartă. Lucrurile acestea dezbină pe frați. Strică lucrarea lui Dumnezeu. Dar când punem prioritate, dragostea, unitatea, legătura asta frățească, Dumnezeu e în mijlocul nostru. Slăviți să fie El. Spune în Luca, capitolul 4, când Domnul Iisus a dus în Nazaret, a citit din cartea prorocului Isaia o descoperire care a fost cu privire la El. Isaia, capitolul 61, versetul 1. Duhul Domnului este peste mine. M-a uns ca să vindec pe cei cu inima zdrobită. Știți ce a spus Domnul Iisus după ce a citit? Azi s-au împlinit cuvintele acestea aici în Nazaret. Pentru că El era acolo și putea să vindece pe cei cu inima zdrobită, să dea drumul celor asupriți, să dezlege legăturile rele, El putea să le facă. Dar știți că oamenii n-au vrut? Oamenii din Nazaret n-au știut să se bucure de asta. L-au judecat, ba mai mult au vrut să-L arunce și în prăpastie. Spune Scriptura. Iisus e prezent aici în adunare, fraților. Și e prezent aici ca să mângâie pe cei întristați. Ce bine este când biserica este locul de mângâiere pentru noi. Ce bine este când biserica este locul de încurajare pentru noi. Este locul unde se vindecă inimile noastre că sunt zdrobite. La rugăciunea de cauze am văzut azi ridicat mulți mâinile și fratele Gigi spunea, cred că sunt lucruri și nevoi care nu le putem spune tare. Și într-adevăr sunt. Dar Dumnezeu care cercetează inima vine în ajutor. În bunătatea Lui lucrează. Și noi am experimentat lucrul ăsta.
Vă încurajez, rămâneți într-o stare după voia lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze aici. Rugați-vă, fiți oameni ai rugăciunii, ai păcii, ai dragostei și Dumnezeu va face în mijlocul vostru lucrări mari. Pentru că nu mulțimea rezolvă problema. Nu mulțimea, ci unitatea, inima curată și mai mult de atât în spate, pocăința trăită. Trăită acasă, trăită la muncă, trăită undeva în societate. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă întărească. Trăim vremurile astea din urmă când sunt atâtea semne care îmi demonstrează că, într-adevăr, vremurile de pe urmă, cu tremure de pământ, inundații, incendii, împărății ridicate una împotriva altuia, tensiuni politice, legi date care ne îngrozesc. Sfârșitul e aproape. Ce bine este când există un loc unde oamenii se adună și se bucură în Domnul. Amin. Și să știți că sunt mulți oameni în vremea asta setoși după bucuria în Duhul Sfânt. Setoși după părtășia aia curată, sinceră, dornici. Ce bine este când într-o biserică, într-adevăr, există așa ceva. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ceea ce vreau să vorbesc este cu totul altceva. Cum creștem noi copiii în vremea asta ca să-i păstrăm lângă Dumnezeu? Cam asta este ideea despre care voi vorbi în câteva minute care vor fi și apoi voi face lucrarea care este de făcut și pe care noi ne bazăm și credem că Dumnezeu o face, citim la Numeri, cum spunea fratele, se încheie pasajul ăsta. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel, a zis Dumnezeu, și eu îi voi binecuvânta, a zis Dumnezeu. Și să zici, știți că atunci când El zice, se face. Cuvântul spune că El când poruncește, ce poruncește, ia ființă. Slăvit să fie Domnul. Ăsta e Dumnezeul nostru. Dumnezeu nu dezamăgește. Dumnezeu nu duce cu vorba, o să fie. Când El a zis, se face. Când El poruncește, ia ființă. Căci la cuvântul Lui se împlinesc lucrări mari. El va binecuvânta. Și de fiecare dată când fac slujba aceasta, pun accent pe faptul că El a promis și va împlini. Și pun accent și pe credința care e inima mea. Eu îmi fac partea mea ca om în lucrare. Dar El este acela care întinde mâna și binecuvântează. Vremea care trăim e o vreme dificilă, fraților. Foarte dificilă. Vorbim în dreptul copiilor. Gândiți-vă, la școală se pune problema într-un fel. Și nu trebuie să vă dau prea multe detalii celor care aveți copii la școală. Felul cum sunt educați la școală, felul cum sunt învățați la școală, departe de Scriptură. Foarte departe. Anii în urmă, în școli, era oră de religie. Și copiilor li se vorbea despre Dumnezeu. Acum s-a dat afară legea, ora asta. Au băgat alte ore. Altceva învață pe copii. În Italia s-au făcut manifestații de stradă și vor arabii să se introducă în școli oră de religia lor. Să se studieze Coranul. N-au nimic de a face cu jertfa Domnului Iisus învățătorile lor. N-au nimic de a face cu mântuirea dată prin Iisus. Gândiți-vă ce fel se pune problema. Pe de o parte, învățătura Scripturii despre Dumnezeu și jertfa Domnului Iisus e dată afară, s-au introdus alte teme și alte lecții care să fie explicate copiilor, prematur, zic eu. Apoi vin și aceste situații, ies copiii la joacă, acolo văd alte lucruri și le învață, iar noi când vorbim de familia noastră, ne gândim eu și casa mea, vreau în împărăția lui Dumnezeu. Vă dați seama cât de dificil este? Ce trebuie făcut ca ai noștri copii să rămână lângă Dumnezeu? Știți cât de ușor se prinde sămânța asta stricată?
Știți cât de ușor se prind aceste lucruri stricate? Și legea care se dă și legile care sunt aici și se mai dau încă, să știți că încă nu s-au oprit. Se dau spre dezastru. Spre dezastru. Grecia a fost printre primele țări care a aprobat legea aceasta a căsătoriilor între bărbat și bărbat, și femeie și femeie. Și pedeapsa lui Dumnezeu este pe ei. Incendii și inundații. Și nu asta se scoate în evidență, dar se pune problema felul cum susține societatea lucrurile privind viața omului. Ca să anulezi tu ceva ce de fapt Dumnezeu a creat, spune Domnul Iisus, ziditorul de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Cine suntem noi să o anulăm? Și societatea anulează. Și gândiți-vă că lucrurile astea sunt învățați copiii la școală. Lucrurile acestea vin copiii cu ele acasă. Ce fel facem noi? Ce trebuie să procedăm? Cum să procedăm ca acești copii ai noștri să rămână sămânța asta dumnezeiască? Se spune aici binecuvântare dacă ești născut într-o familie creștină. Să-ți vezi că părinții că stau pe genunchi, să te ia și pe tine și să spună, există un Dumnezeu pe care noi îl vrem în casa noastră. Și noi pentru asta ne rugăm și tu, copile, vino și stai lângă noi la rugăciune. Pentru că și tu ai să ai nevoie de acest Dumnezeu. Și să vorbești din Scriptură. Cum să facem să rămână sămânța aceasta? Vă arăta câteva lucruri. În primul rând, lucrul care îl arăt este că noi părinții trebuie să fim un model pentru copiii noștri. Trebuie să fim un model. Trăim o vreme de multă agitație și mult stres. Aici, în Austria, zicem noi o ducem bine. Și de multe ori am părerea că nu o ducem bine. De ce? Ne sculăm de dimineață și muncim și alergăm până seara târziu. Venim acasă obosiți dacă mâncăm puțin și ne culcăm. Și suntem în casă, colegi de casă. Nu mai vorbim de o familie cu atmosfera aceea frumoasă care era cândva în trecut într-o casă și am devenit niște străini. Pe lângă faptul că muncim și alergăm, mai venim acasă și ne mulțumim de unele lucruri din cauza stresului. Mai avem și discuții și nu trebuie mult. Două vorbe aruncate de nevastă, mai aruncă și bărbatul două vorbe și am creat o atmosferă de numai exemplu bun nu suntem. Câtă pocăință se cere azi la părinți ca să fie un exemplu bun pentru copii? Să știți că spunea cineva, zice, mă predică Evanghelia, dar să folosești și vorbe mai târziu. Și atunci cum o predici? Prin felul cum te comporți. Să te vadă copiii că ești un tată plin de pace, plin de dragoste, că știi să faci diferență între ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce este păcat. Să vadă copiii că ești o mamă plină de pace, de dragoste și când părinții se întâlnesc, există o relație bună. Exemplul părinților, frați și surori, Dumnezeu să ne ajute să fim un exemplu bun. Lucrurile astea care atâta ne face să fim cu stres, ar trebui să fim capabili să le eliminăm sau să le punem în hotar și când intri acasă să intri cu zâmbet și soția să iasă cu zâmbet în față și vorbe frumoase și apoi să vadă copiii că sunt doi părinți buni. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un alt lucru care vreau să-l arăt legat de ceea ce trebuie să fie ca să ajute copiilor noștri să rămână lângă Dumnezeu este că în toată partea asta de familie, de cămin, copiii să înțeleagă că părinții, prin tot ce fac, vor binele lor. Știți că legile din Austria
nu ne dau voie să ne pedepsim copiii, ferească Dumnezeu să te audă că ai dat o palmă la copil. Și e ciudat. E ciudat. Nu ca și când ar trebui toată ziua, bună ziua, să dai, să lovești copilul. Dar când e cazul să lege urechi și să știe că tu ca părinte ești părinte și trebuie să iei măsuri atunci când situația cere. Dacă se aude că iei măsuri disciplinare, vine și ți-a copilul de acasă, cum au pățit atâtea familii, s-au rugat biserici întregi pentru familia aceea din Norvegia, români de-ai noștri, când 5 copii au fost luați de acasă. De ce? Pentru că părinții au vrut să-și educe copiii în credința asta și să știe că există un Dumnezeu și copiii să înțeleagă pocăința. În atmosfera asta de familie, copiii trebuie să înțeleagă că părinții lor sunt cei mai buni oameni, cei mai buni părinți și că prin tot ceea ce fac ei vor binele copiilor. Am ajuns vremea când părinții sunt obligați doar să ofere. Doar să ofere. Și asta este o tragedie. Este o tragedie. N-ai voie să deranjezi copilul, să-l lași să facă ce vrea și e ciudat. De mic, uitați-mi cât de mic este și Ionuț se chinuiește, muncește, mama se chinuiește să-l îngrijească, îl face mare și când e mare să n-ai dreptul să-i spui nimic, să n-ai dreptul să iei o măsură, nu este ciudat. Societatea asta oferă. Copiii în casele noastre trebuie să înțeleagă că părinții le vor binele în felul în care ei înțeleg ca și oamenii ai lui Dumnezeu. Mai este un lucru care îl recomand și îl vă spun chiar apăsat. Timpul petrecut împreună în casă, comunicarea în casă, tehnica asta e bună. E bună în anumite domenii sau la anumit timp. Dar uitați-vă ce face un telefon dintr-un om, ce face un computer dintr-o familie, ce face internetul dintr-o familie. Din cauza telefoanelor, a internetului, a Facebook-ului, a WhatsApp-ului, ajungem în casă niște străini. Am nepoți, un an și ceva, nici nu știe să vorbească, merg pe picioare, dar vor telefon, vor tabletă și mă uit la părinții lor că sunt mândri că acești copii micuți știu să caute acolo și să se uite nu știu la ce desene. Astea sunt vremurile. Le oferim tableta să stea cu minte, soția ia telefonul și intră pe Facebook cu nu știu ce prietene, mai ia și soțul computerul și nu știu ce caută în internet și gândiți-vă ce se întâmplă într-o așa familie. Ce se întâmplă? Suntem niște străini și la masă când stăm ne trebuie telefon. Și vă spun din experiența mea, mă așez la masă și nu întotdeauna, dar sunt situații când sunt sunat de frați. Soția e lângă mine, eu sunt aici, mâncăm, sună telefonul și eu îl deschid și soția se deranjează și a zis, omule, ești cu mine acasă, dă telefonul la închide-l și lasă-l, ai timp să vorbești cu frații, acum ești cu mine acasă, de ce? Ziua eu plec încolo, în pace, ea stă acasă, ne întâlnim și noi seara și atunci cu telefonul și atunci cu computerul. Fraților, vă dați seama că ajungem niște străini în casa noastră? Vă dați seama că ne întâlnim doar la masă, poate și atunci în viteză, din cauza la tehnică, din cauza la telefoane, la computer, la internet? Ca să avem copiii lângă Dumnezeu, haideți să luăm Scriptura. Să stăm de vorbă cu copiii noștri și să le explicăm de acest Dumnezeu care ne iubește. Și dragostea Lui este așa de mare că ne iartă și ne vrea veșnicia. Să le spunem copiilor noștri că Iisus a murit pentru noi. Să le spunem copiilor noștri că șansa salvării și a iertării e prin Iisus. Să le spunem copiilor noștri că e o zi de judecată.
Când Dumnezeu va răsplăti oamenilor după faptele lor, să le spunem copiilor ce este păcat și ce nu este păcat. Vorbiți-le copiilor dumneavoastră despre lucrurile care le învață la școală și spuneți-le potrivit cu Scriptura ce vrea Dumnezeu și ce fac oamenii. Tatuaje, cercei și nu mai știu ce lucruri care cred că îi scot în evidență într-un mod deosebit și fac importanți. Și important și ce spune Apostolul Petru despre femei. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Și nu fac caz din asta. Slavă Domnului, văd că surorile sunt îmbrăcate cuvincios aici. Dar el continuă și spune, ci să fie podoaba comoara ascunsă a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și vorbim de starea omului din lăuntru. Acolo este podoaba, comoara noastră, ca și copii ai lui Dumnezeu. Și copiii noștri trebuie să înțeleagă asta. Copiii noștri trebuie să știe asta, să asculte și să înțeleagă. Când copiii mei erau mici, acum așa ne sunăm, ne chemăm și trebuie să organizăm și o masă, haideți veniți să vă văd, că au treabă fiecare. Și când erau micuți și stăreau de bucurie, ce vreme frumoasă. Ce vreme frumoasă, când erau micuți și stăreau de bucurie ca ieșișorii când vedeau că am venit acasă. A venit tătuț. Când se jucau, dădeau cina. Se jucau și dădeau cina. Se jucau și predicau. Pentru că asta știau. Nu mă scos în evidență ca și când am atins limita maximă de perfecțiune privind trăirea pocăinței în casă. Dar atunci nu erau telefoane, nu erau computere în felul cum sunt acum și aveam timp să stăm de vorbă. Și ne rugam în casă cu toții. Eu plâng când mă gândesc la vremurile acelea. Eram toți 6 copii, eu și soția, ne rugam cu toții și apoi ne rugam pe rând. Și eu știind că ei mă copiază la rugăciune, mă rugam primul și foloseam cuvinte simple pe care apoi ei le luau și se rugau. Și ultima se ruga soția. Și era frumos. Și într-o astfel de atmosferă am putut să experimentez cu Dumnezeu lucrări mari. Și am văzut la mine în casă, cum am spus de multe ori aici, înmulțirea pâinilor, înmulțirea banilor, vindecarea copiilor, vindecarea soției. Am văzut lucrări minuni dumnezeiești. Pentru că exista atmosfera asta. Frați și surori, familia în vremea asta e vulnerabilă. Este expusă la pericole mari. Repet întrebarea, cum facem? Dacă ne mulțumim că le-am dat mâncare și am lăsat într-o cameră cu telefonul și liniște în casă, să știți că n-am rezolvat problema. Dacă suntem mulțumiți că au învățat la școală, au luat note bune și nu ne interesează partea asta păcătoasă, nu am rezolvat problema. S-a spus aici, pune în inima copiilor tăi învățătură. Ei vor învăța pe copiii lor și va merge din generație în generație. Pentru că legea lui Dumnezeu trebuie învățată. Știți ce a spus Dumnezeu despre legea lui? Scrie-o pe ușorii uși, leagă-o la gât. De ce? Să o știi. Pentru că legea lui Dumnezeu trebuie cunoscută, cuvântul lui Dumnezeu trebuie știut. Și ne trezim acum că nu știm niciun verset din Scriptură, auzim pe frați predicând, de unii ne place, de unii nu, pe unii ascultăm, pe alții nu, internetul e plin de predici și predicatori de elită, e plin de cântări și la noi în biserică poate nu cântăm de nivel, la nivelul celor de pe internet, nu predicăm la nivelul celor de pe internet și avem de unde să alegem că piața e plină. Și mântuirea a ta și a familiei tale este citind Scriptura și trăind pocăința. Și Dumnezeu să ne ajute. Faceți în așa fel să locuiască Dumnezeu în casa dumneavoastră. Dacă trebuie să ascunzi aici zile de post, postiți, strigați la Dumnezeu. În vremea asta se pierd copii, în vremea asta se pierd părinți.
Am ajuns prin biserică să vorbim de divorțuri, ceea ce când eram copil, așa ceva nu se vorbea. Nu se ajungea. Și uitați-vă că lucrurile astea, când apare catastrofa, dacă ne uităm în urmă, rădăcina e în urmă mult. Și s-a început de la lipsa de comunicare și s-a început de la acceptarea lucrurilor slabe. Unul câte unul. Unul câte unul. Și ne trezim că s-au făcut copiii mari și nu știu prea multe despre Dumnezeu, repet. Și n-au plăcere în biserică. Și noi am vrea ca să se încadreze, să împlinească Scriptura cu ei. Eu mi-am dorit mult lucrul ăsta, nu s-a realizat în casă la mine. Am un băiat care e păstor și am un tinere care e păstor. Dar eu citind în Scriptură văd, pentru vremurile din urmă, zice Dumnezeu prin Ioel, voi revărsa din Duhul meu peste orice făptură. Auziți ce spune? Mă ia fiori aici și nu mi-e rușine să plâng în fața dumneavoastră, pentru că plâng de dorința asta să văd că se împlinește. Tinerii voștri, feciorii și fecele voastre vor proroci. Tinerii vor avea vedenii. O, Doamne, unde sunt acestea toate? Ne mulțumim prin biserici cu cântări și punem copii și cânt frumos, cânt. Spun poezii, slavă Domnului. Se mai duc la școala duminicală și când ne așezăm la rugăciune, din două vorbe am terminat rugăciunea. Organizăm stăruințe după Duhul Sfânt. Unii primesc, alții nu. Și mai amânăm, mai facem la anul. Și Domnul Iisus spune în ziua când s-a înălțat la cer, vremurile, soroacele, lăsați-le, nu-i treaba voastră. Voi primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Cât de multă nevoie este ca familiile noastre să fie pline de Duhul Sfânt. Florine, dă-mi te rog frumos șervețele din urmă la Duhul Sfânt. Trăim vremea când suntem săraci în așa ceva. Avem frigiderele pline, mesele pline, șifonerele pline și inima goală. Focul acela nu mai arde. Dorința aceea parcă nu mai este. Ne deranjează lucrurile prin biserici, că nu știu ce fel s-a vorbit sau nu știu ce fel s-a spus. V-ați gândit vreodată ce preia copiii noștri mai departe? Ce fel vor ajunge bisericile în două generații, de aici încolo? Dacă stau lucrurile în felul acesta, dacă biserica a rezistat până acum, a rezistat că generațiile dinaintea noastră au fost oameni ai rugăciunii, au fost oameni care au postit, au fost oameni care s-au ridicat noaptea din pat, deși obosiți, și s-au rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a răspuns. Au fost oameni care au stat la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut din ei proroci, le-a vorbit, le-a descoperit și lucrurile au mers frumos. Și acum suntem din ce în ce mai săraci. Biserica din Laodicea, zici că ești bogat, că-ți merge bine, așa zici, și nu știi ce greu este, ce trist este să zici că e bine. E bine că-ți copiii cuminți, că se duc la școală, e bine. Și nu e bine, pentru că sămânța de afară dă rod repede. Pentru că sămânța asta lumească dă rod repede. Să vorbim copiilor noștri lucrurile clar. Și e un lucru care trebuie vorbit mamelor, vorbiți fetelor, să-și păstreze inima curată și trupul curat. Din adolescență sunt expuse fetele la păcat. Din adolescență tinerii, copiii noștri sunt expuși la păcat. Și societatea încurajează asta. Și ne trezim, în loc să avem noi în biserică oameni plini de Duhul Sfânt, avem oameni cu păcate după ei. Și strigăm ca Dumnezeu să vindece și nu vindecă. Și avem situații cu cancer, cu probleme. Și strigăm la Dumnezeu să vină în ajutor și nu vine. Nu vine. De ce? Pentru că păcatul domnește. Așa de repede se prinde sămânța asta lumească. Eu mă apropii de încheierea predicii ca să pot intra în slujbă, să fac lucrarea care trebuie.
binecuvântarea. Poate a fost dur. Eu n-am venit aici să vă mustru, dar am venit să vă spun că Dumnezeu nostru e Dumnezeu Sfânt. Amin. Mările Lui în veci. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. El e un Dumnezeu Sfânt și vrea ca și tu să fii Sfânt. Amin. Și sfințenia ta să o transmiți copilului tău. Ca și atunci când copilul tău se face mare să înțeleagă lucrurile. Cum se pun înaintea Lui Dumnezeu. Că cu acest Dumnezeu nu este de joacă. A demonstrat-o poporului Israel că e un Dumnezeu puternic. A izgonit popoare dinaintea lor, le-a dat biruință, a despicat marea, a dat pâine din cer, apă din stâncă. A demonstrat lucrul acesta. A demonstrat-o și mie și ție că acest Dumnezeu e viu și vorbește. Acest Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Acest Dumnezeu vine în ajutor. Trebuie să știe și copiii noștri asta. Trebuie să știe și nepoții noștri asta. Cei care aveți nepoți, luați-i lângă dumneavoastră. Spuneți-le despre Dumnezeu. Atâtea voci sunt care vorbesc despre alte lucruri. Nu am venit să vă mustru, ci să vă învăț. Am inima legată de dumneavoastră ca biserică. Vă am în inima mea. Și știți ce doresc? Să meargă lucrurile bine aici. Amin, Doamne. Să fie Dumnezeu în mijlocul vostru. Amin. Când vă adunați la oaltă, să vă bucurați în prezența Duhului Sfânt. Uitați-vă unii la alții, la nevoi, simțiți unii cu alții. Și aveți în vedere lucrurile acestea despre copii. Ca atunci când va veni Domnul pe noi, să fim noi și casele noastre. Noi și copiii noștri. Când mă bucur de 5 de copii care i-am pe calea lui Dumnezeu. Am unul care nu vrea, nu face rele, dar nu vrea pocăință. Și a renunțat fratele Daniel și m-am bucurat. Știind despre mine, n-a vrut să tot anunț, că pe unde mă duc și la noi în biserică, tot anunț și aștept. Au fost descoperiri una de curând, că Dumnezeu va împlini rugăciunea asta a mea, va da răspuns. Știți care e dorința mea? Când va veni Domnul Iisus, să fiu cu toți ai mei acolo. Și știu că și dumneavoastră, ca părinți, asta doriți. Să ne adunăm copiii în jurul nostru. Să ne vorbim despre Dumnezeu, să ne rugăm. Și dacă o familie are probleme, să ne mobilizăm ca și biserică. Nu e ceva greu de făcut să postim toată biserica pentru o anumită familie. Nu e așa greu de făcut să ne mobilizăm la o rugăciune, chiar lanț de rugăciune, până dă Dumnezeu izbăvire. Dumnezeu să vă întărească în direcția aceasta și să vă binecuvânteze. E o cântare care mie îmi place foarte mult și am zis lui Florin, spune-o la Franț, pentru că vreau să o cântăm. Acum haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm această cântare. Cu toții din toată inima, slăvind pe Dumnezeu, care merită lăudat. Nu se pune problema dacă ai voce, o voce extraordinară, să impresionezi. Dacă lauda e plecată dintr-o inimă sinceră, dintr-o inimă bună, dintr-o inimă care îl vrea pe Dumnezeu, cântarea ta ajunge în cântarea îngerilor și laudă pe Dumnezeu. Cântăm această cântare. Iar eu voi intra în lucrarea asta de binecuvântare. Slăviți să fie Domnul!